Versetul 6, 1 Samuel, capitolul 8. Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă-ne un împărat ca să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Ei se poartă cu tine, cum s-au purtat totdeauna de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi. M-au părăsit și au slujit altor dumnezei. Ascultă-le glasul, deci, dar înștiințează-i și fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei. Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care cerea un împărat. Amin. Scriitorul cărții 1 Samuel ne prezintă acest eveniment tragic din istoria poporului Israel, acest eveniment tragic al lepădării poporului Israel de Dumnezeu. Iar noi fiecare nu avem decât să privim la istoria poporului Israel, să învățăm și să nu repetăm nimic din ce au făcut ei. Este ceva foarte tragic ce se întâmplă la punctul acesta, pentru că câțiva zeci de ani poporul Israel urmează să plătească consecințele deciziei pe care au luat-o în ziua respectivă. Câțiva zeci de ani. De asta este foarte important să observăm ce au făcut ei. Ce au făcut ei. Și scriitorul cărții 1 Samuel ne arată această lepădare a poporului în șapte faze sau șapte pași, șapte mișcări care se observă în textul ăsta. Întâi ne prezintă conducerea poporului pe Samuel și pe copiii lui, și am văzut dimineață care a fost problema cu ei. Apoi ne prezintă în al doilea rând cheia poporului, cheia bătrânilor lui Israel, ce soluții au găsit ei pentru situația respectivă. Și apoi ne uităm în al treilea rând în seara aceasta la reacția lui Samuel, la cererea lui Samuel, la ce a făcut Samuel când a auzit ce vrea poporul să facă. Spune Scriptura, versetul 6, Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă-ne un împărat care să ne judece. Și Samuel a criticat poporul. Asta a făcut? N-a făcut asta. Samuel. Spune foarte frumos. Și Samuel s-a rugat Domnului. Și Samuel s-a rugat Domnului. Este o aplicație foarte simplă pe care vreau să o fac și pe care mi-aș dori din toată inima să o punem la inimă. Să o punem la inimă. Într-o situație atât de critică, atât de critică, Samuel putea să vină cu o predică impecabilă. După aia le ține el o predică. Dar înainte să le predice, ce îi spune Dumnezeu să predice și să le spună, Samuel se roagă pentru ei. Samuel se roagă pentru ei. Ce bine ne-ar sta nouă și ce bine ne-ar prinde nouă și ce bine am duce-o noi dacă în situațiile ca acestea nu ne-am inflama, nu ne-am umfla, nu ne-am tensiona, nu ne-am apucat să manevrăm lucrurile, să facem cine știe ce, ci să ne rugăm lui Dumnezeu. Dumnezeu are soluțiile cele mai bune. Și Dumnezeu știe ce să facem în situațiile ca acestea. Samuel se roagă, eu mă rog, ca unul care stau înaintea dumneavoastră și vă spun din cuvântul lui Dumnezeu, mă rog pentru mine să fiu un om care se roagă în situații ca acestea. Care se roagă. Mă rog și pentru frații care conduc această adunare și pentru fratele Lucian și pentru toți ceilalți frați care într-un fel sau altul decinți pentru congregația Domnului să fie oameni ai rugăciunii. Doamne, ajută-ne! Asta e soluția care ne-o dă Dumnezeu. Asta e soluția care ne-o dă Dumnezeu și de care ar trebui să ne folosim. Și Samuel s-a rugat Domnului. De fapt, în rugăciune, poate că nu vine răspunsul pe care tu îl aștepți, dar inima se eliberează înaintea lui Dumnezeu. Inima se detensionează înaintea lui Dumnezeu. În rugăciune. În rugăciune. De aceea este atât de tragic când oamenii pun accentul care nu trebuie pe rugăciune. Rugăciunea este soluția lui Dumnezeu, soluția lui Dumnezeu pentru oameni când se află în criză. Asta este a treia fază pe care o observăm. Noi uităm la a patra fază, care este una dintre cele mai importante, constatarea lui Dumnezeu. Dumnezeu se pronunță în situația asta. Samuel spune, Domnule, nu i-a plăcut ce s-a întâmplat și vine înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu se pronunță. Dumnezeu constată ce se întâmplă. Și aș vrea să observați ce spune Dumnezeu despre decizia lor de a schimba forma de conducere a poporului Israel. Este un lucru foarte practic. Doamne, le-a venit ideea să schimbe forma de conducere a poporului Israel. Le-a venit ideea să schimbe forma de conducere. Și în acest patru, al patra fază, observăm
constatarea lui Dumnezeu cu privire la decizia lor. Și auzi ce spune Dumnezeu. Dumnezeu descrie caracterul deciziilor în primul rând. Spune așa, ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei. O confuzie care se naște într-un fel din textul acesta este de ce Dumnezeu este împotriva monarhiei. Pentru că lui Moise Dumnezeu i-a promis și i-a lăsat promisiunea aceasta că, și Moise a profețit că Dumnezeu își va alege un monarh, își va alege un împărat care va conduce poporul Israel. Și cumva poporul Israel putea să se justifice. Doamne, nu tu ai profețit că o să vină un împărat? Uite, noi vrem împăratul ăla care tu ai profețit că o să vină. Tu ai spus că o să vină. Tu ai prevestit că o să-l aduci. Uite, acum a venit vremea să ne dai împăratul ăla. De ce Dumnezeu în situația asta spune oamenii aceștia să leapădă de mine? Foarte ciudat. Foarte ciudat. De ce? Motivul este următorul. Motivul este faptul că poporul Israel vedea în împărat, în monarhie, în instaurarea monarhiei, salvarea națiunii. Asta a fost problema. Poporul nu mai vede că Dumnezeu este acela care îi poate salva, indiferent de conducerea care este acolo. Că e judecător, că e cine era acolo. Nu. Poporul Israel credea că monarhia este salvarea. Am văzut și eu la un moment dat niște slogane din astea pe internet. Monarhia salvează România. Are rimă, dar nu e adevărat. Poate am duce-o mai bine în monarhie, nu știu. Poate au dus-o oamenii mai bine în monarhie, așa se zice. Dar nu monarhia salvează România. Nu monarhia salvează România. Mântuirea oamenilor salvează România. Pocăința oamenilor salvează România. Întoarcerea oamenilor cu inima către Dumnezeu salvează România, indiferent de conducerea care va fi. Asta salvează România. Și asta a salvat și poporul Israel. Dar ei au vrut să schimbe conducerea. Și Dumnezeu descrie caracterul deciziilor. Zice, ceea ce au făcut ei aici este o formă de lepădare a lui Dumnezeu. Și auzi ce spune Dumnezeu. Ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, că și nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei. Dumnezeu spune de fapt ce era în spatele lor. În spatele deciziei lor. Ce era? Miezul deciziei era că se leapădă de Dumnezeu. Motivul deciziei lor era că nu mai vroia ca Dumnezeu să domnească peste ei. Poporul Israel, care a fost binecuvântat de Dumnezeu, care a fost dus în țara promisă, în țara în care curgea lapte și mere. Poporul Israel care a experimentat de atâtea ori eliberare, după eliberare, eliberare, după eliberare. Au păcătuit Dumnezeu, iar i-a eliberat, au păcătuit, iar i-a eliberat Dumnezeu. La un moment dat spune Dumnezeu, ei nu mai vor ca să domnesc peste ei. Și oamenii pot să facă anumite lucruri ca Dumnezeu să nu mai domnească peste ei. Și vreau să vă spun, asta este, de fapt se poate observa foarte clar în Sfânta Scriptură de către orice om, asta a fost esența păcatului omului de la început. Care a fost problema lui Lucifer? Un înger perfect creat de Dumnezeu. Care a fost prima problema lui Lucifer? Prima problema lui Lucifer a fost domnia suverană a lui Dumnezeu. Asta a fost problema lui Lucifer. Felul în care domnea Dumnezeu, că era el singur și a vrut să fie și el ca Dumnezeu. Care va fi problema anticristului când va veni anticristul? În 2 Tesaloniceni, Scriptura spune care va fi problema lui anticrist. Ce va încerca anticrist să facă? Spune că anticrist se va da drept Dumnezeu și se va înălța mai presus de tot ce se cheamă Dumnezeu să este vrednic de închinare. Asta este problema. Felul în care Dumnezeu domnește. Nu-i place cum domnește Dumnezeu, cum conduce Dumnezeu lucrurile, cum manevrează Dumnezeu lucrurile. Felul în care Dumnezeu este suveran. Care a fost problema lui Adam și Eva? Felul în care Dumnezeu a condus lucrurile acolo în Eden. De ce Dumnezeu a pus o interdicție? Asta e problema omului. Și în ultima instanță, de fiecare dată când păcătuim, asta este esența păcatului. De fiecare dată când păcătuim, de fapt avem o problemă cu felul în care Dumnezeu conduce lucrurile. Cu regulile pe care le pune Dumnezeu. Cu principiile pe care le pune Dumnezeu. Cu practicile pe care Dumnezeu le spune să le avem. Nu credem noi că nu-i cum trebuie cum Dumnezeu conduce lucrurile. Așa spune Dumnezeu, ei n-au spus asta. Nu mai vrem ca Dumnezeu să domnească peste noi. Nu, ei n-au zis asta. Noi vrem un împărat. Dumnezeu spune, nu! Voi vreți un împărat pentru că nu vă place să vă conduc eu direct prin profet. Voi vreți un împărat pentru că nu vă place să vă conduc eu direct prin Samuel. De asta vreți voi împărat. Voi vreți să nu mai domnesc eu peste voi. Și să știți. O aplicație foarte practică. O biserică
își poate alege niște slujitori ca Dumnezeu să nu mai domnească peste ei. Pentru că biserica știe, uite, slujitorul ăla e așa, slujitorul ăla e așa, slujitorul ăla e așa. Dacă îi alegem pe ăștia, o să ducem mai bine din anumite puncte de vedere. Și noi știm că ăștia așa interpretează Biblia. Că vedeți, acum fiecare, este o vorbă că fiecare eretic are versetul lui, din Biblie. Fiecare interpretează Biblia cum vrea el. Și atunci găsești pe unul care interpretează Biblia cum îți place ție și zici, bă, asta ar fi potrivit pentru noi. Că ăla, când a fost ăsta înainte, tot mă bătut la cap cu o chestie, tot mă deranja că tot accentua nu știu ce care în viața mea nu era cum trebuie. Și acum avem unul care exact așa cum ne place nou. Există pericolul acesta major, și nu e ceva ce se întâmplă în Africa sau în America Latină. E ceva ce se întâmplă peste tot. Oamenii își aleg slujitori sau păstori sau conducători după inima lor. După inima lor. Cum le-ar place lor să fie lucrurile? Asta este problema lor. Nu mai vor ca Dumnezeu să domnească peste ei. În același timp există adunări, și slavă Domnului, sunt destule adunări, care își aleg slujitorii după inima Domnului. Pentru că vor să fie conduși după inima Domnului. Ceea ce este o binecuvântare, slăvit să fie Domnul. Așa ar trebui să facă toate adunările, Dumnezeu să aducă vremea aceea în care toate adunările fac. Așa mi-aș dori și eu. Apoi Scriptura ne arată că decizia lor are o continuitate în urmă. Zice, ei se poartă cu tine cum s-au purtat totdeauna. De când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi, m-au părăsit și au slujit altor dumnezei. Frați și surori, vă gândiți că deciziile pe care le luăm noi astăzi s-ar putea să fie un tipar pe care îl stabilim pentru generațiile care vin? Poporul Israel, când se uitau oamenii ăștia în vremea asta în urmă, vedeau că ceea ce fac ei acum au făcut și părinților înainte. Felul în care ei se comportau acum, așa au făcut și părinților înainte. Asta spune Dumnezeu. Zice, ei așa fac de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi. M-au părăsit și au slujit altor dumnezei. Vă gândiți că deciziile pe care dumneavoastră le luați vor fi privite de copiii dumneavoastră, poate de strănepoții dumneavoastră. Și vor spune, cum a făcut străbunicul? Așa a făcut străbunicul, fac și eu așa. Cum a făcut biserica noastră cândva? Copiii noștri, cei care vor veni după noi, să vor uita la felul în care noi am făcut lucrurile, la felul în care noi ne-am comportat. Și acela va fi un tipar, fie bun, fie rău pentru ei. Dacă va fi rău, s-ar putea să le ia ei de bun și să spună, nu a fost bine cum au gândit ei atunci, cum au făcut ei atunci, facem și noi ca ei. Că Dumnezeu asta spune, asta au făcut din totdeauna. A fost ceva ce s-a propagat, a fost ceva ce a continuat. Eu îmi doresc și vreau lucrul acesta să stabilim prin felul nostru de a fi, prin comportamentul nostru, prin ceea ce facem adunare, prin ceea ce facem acasă, prin ceea ce facem la lucru, să stabilim niște tipare pentru generațiile care vin, niște tipare bune. Noi tipare oricum le stabilim. Numai că există o diferență între a stabili un tipar bun și un tipar rău. Un tipar prin care slujești lui Dumnezeu, îl iubești pe Dumnezeu, te dedici lui Dumnezeu, te consumi pentru Dumnezeu, îți dai viața pentru Dumnezeu și un alt tipar în care nu faci lucrul ăsta. Și tot îl împarți pe Dumnezeu cu alți idoli pe care lumea aceasta ți poate da sau mi poate da. Dumnezeu arată continuitatea deciziilor, Dumnezeu arată consecințele deciziilor lor. Ascultați ce spune Scriptura. Zice așa. Ascultă-le glasul, deci, dar înștiințează-i și fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei. Aici este o lecție foarte importantă pe care, în special în tinerețe, noi nu gândim și nu învățăm. Nu învățăm, ori nu auzim, ori nu vrem să auzim. Putem să alegem ce să facem, dar nu putem alege urmările lucrurilor pe care le facem. Deci tu poți să faci, cum zice lumea, tu poți să faci ce vrei tu, dar nu poți să alegi ce o să se întâmple după ce ai făcut. Tu nu poți să-ți decizi consecințele faptelor tale, ale le decide altcineva. Tu poți să zici, eu fac ce vreau eu, fă ce vrei tu. Dar tu nu poți hotărâ ce efecte vor avea faptele tale în viitor. Ce consecințe vor avea faptele tale. Tu decizi decizia ta de acum, acțiunea ta, o hotărăști tu, dar consecințele nu mai le decizi tu. Corect? De exemplu, eu pot să zic, sar de la 7 metri. Eu vreau să sar de la 7 metri, că așa vreau eu. Sari! Numai că altcineva, înaintea de acum, cu câțiva mii de ani în urmă, a hotărât ce o să se întâmple dacă tu sari de la 7 metri. Este o lege a gravitației. Simplu. Eu nu mai pot să controlez consecința faptului meu. Eu nu mai pot controla. Eu nu pot să zic, odată când sari de la 7 metri, o duc bine, odată când sari de la 7 metri, sunt foarte fericit. Nu pot controla treaba asta.
De fiecare dată când sar de la 7 metri, în funcție de locul în care sar și cum sar, se va întâmpla ceva, în funcție de legile fizice pe care Dumnezeu le-a stabilit în universul ăsta. Și așa arată Dumnezeu aici, zice Dumnezeu, da, fă cum zic ei, dar fă-le de cunoscut dreptul împăratului, ca să știe care sunt consecințele faptelor lor. Asta este o educație constructivă. Îi spui omului, da, fă ce vrei, eu te sfătuiesc să nu faci asta. Sau te sfătuiesc să faci asta. Dar uite care sunt consecințele acestei decizii sau consecințele acestei decizii. Și acum, până la urma urmei, să știți, este o înșelătorie în expresia asta când zic oamenii sau când zicem poate chiar noi, fac ce vreau, că până la urmă nu facem ce vrem noi. Facem ceea ce este în firea noastră să facem. Până la urmă suntem sclavi firei noastre dacă facem ce e împotriva lui Dumnezeu, fie suntem sclavi diavolului că ne prostește să facem anumite lucruri. Nu facem chiar ce vrem noi și până la urma urmii, dacă Dumnezeu vrea să nu facem un lucru, nu-l facem. Și ne împiedică Dumnezeu să-l facem. Ne împiedică Dumnezeu să-l facem. Am auzit recent, pe la anii 1700, un sclav negru când era transportat în America sau nu știu unde, erau niște condiții oribile pe vas, el era credincios, sclavul ăsta, și a blestemat vasul acela. L-a blestemat. A blestemat, domnule, pe vasul ăsta nenorocit, era o mizerie și o infecție acolo, muriau o grămadă de negri, erau sclavi, nu dădea nimeni doi bani pe ei. Și a blestemat vasul acela de atâta suferință și necaz și tot ce era acolo. Și zice că în câteva minute s-a pornit o furtună și a făcut praf vasul respectiv. Și timp ce a supraviețuit și el cumva, scânduri sau pe ce știu pe ce a supraviețuit, și-a cerut iertare lui Dumnezeu că a blestemat vasul respectiv. Vezi? El a luat o decizie atunci. El a spus ceva. Dumnezeu l-a ascultat. Dumnezeu l-a ascultat. Dumnezeu spune, fac cum vrei tu. Nu totdeauna face Dumnezeu cum vrei tu. Fac cum vrei tu. Dar uite, astea sunt consecințele. Asta observăm în textul ăsta că face Dumnezeu. Dumnezeu le arată care sunt consecințele pe care noi nu le putem controla. Pe care noi nu le putem controla. Și asta este un fel corect de a privi și la Sfânta Scriptură. Când vine vorba de ceea ce decidem, ceea ce facem, ceea ce alegem, din diverse opțiuni. Dumnezeu spune, poți să alegi astea, dar uite, astea sunt consecințele. Uneori Dumnezeu nu ne lasă să alegem. Ne oprește, nu ne ascultă Dumnezeu. Nu ne lasă Dumnezeu să ne ducem chiar în direcția în care facem. Alteori ne lasă ca să învățăm câteva lucruri. Și auziți, Dumnezeu confirmă decizia lor în final. Dumnezeu zice așa, ascultă glasul poporului, repetă de două ori, ascultă glasul poporului și fă și în tot ce îți va spune. Versetul 9, ascultă deci glasul poporului, dar înștiințează și fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei. Ce vreau să învățăm din lucrul acesta este următorul aspect. Nu tot ceea ce ne permite Dumnezeu să facem este plăcut lui Dumnezeu. Vezi, Dumnezeu cu gura lui spune, zice, ascultă-i. Vă întreb, era voia Domnului ce spuneau ei? Da sau nu? Nu era voia Domnului. Nu era voia Domnului. Dar Dumnezeu spune, ascultă-i. Dumnezeu spune, bine, cum vor ei. Dumnezeu îi ascultă. Vreau să învățați de aici un lucru. Nu toate răspunsurile la rugăciune sunt voia lui Dumnezeu. Poate vi se pare așa puțin ciudat. Nu toate răspunsurile la rugăciune sunt voia lui Dumnezeu. Uneori cerem prostii. Uneori cerem prostii. Și ar fi bine ca de fiecare dată când ne rugăm să spunem din toată inima, nu numai cu vorba, din toată inima, Doamne, poate nu-ți cer ceva după voia Ta. Fă Tu cum știi că e mai bine, cum e voia Ta. Asta e dorința mea, așa mă gândesc eu acum. Nu-mi fă poate după neînțelepciunea mea sau după nebunia mea sau după, ce știu eu, orbirea pe care am eu acum. Poate nu înțeleg lucrurile bine. Să-ți lași totdeauna o marjă de eroare la lucrurile pe care le spui. Și spui, Doamne, poate totuși n-am înțeles bine voia Domnului în aspectul ăsta, poate totuși Dumnezeu vrea lucrurile altfel. Și să nu facă Dumnezeu după prostia pe care o am uneori în capul meu, să nu facă Dumnezeu după ea. Să nu facă Dumnezeu după ea. Zice, Dumnezeu i-a ascultat. Dumnezeu i-a ascultat. Și aș spune lucrul ăsta, ferească Dumnezeu să asculte toate rugăciunile tuturor oamenilor. Ferească Dumnezeu, că ar fi dezastru. Dacă i-ar asculta Dumnezeu chiar toate lucrurile pe care le spun ei. Chiar toate lucrurile pe care le spun ei. Auzeam recent într-o predică că un om făcea o demonstrație în asta, un ateu făcea o demonstrație unor oameni, zice, că Dumnezeu există, să vină acum și să facă nu știu ce. Și spunea respectivul predicator, tu crezi că Dumnezeu ascultă toți proștii? Tu crezi că Dumnezeu chiar se coboară la mintea ta, că tu ești fără minte și contești pe Dumnezeu și poți să spui, tu chiar crezi că Dumnezeu, că vezi că Dumnezeu nu a făcut nimic, mă, tu crezi că Dumnezeu se pune la mintea ta? Dumnezeu nu a făcut nu pentru că nu există, ci pentru că n-ar fi putut să facă lucrul ăla.
Și că Dumnezeu se uită la tine și milă de tine. Zice, nu mă cobor la mintea ta. Câteodată se coboară. Că în Proverbe sunt două lucruri care par paradoxale. Zice, nu răspunde nebunului la nebunia lui ca să nu te asemeni cu el. Dar zice după aia, mai câteodată, zice, totuși răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă singur înțelept. Cam așa face Dumnezeu. Câteodată îți răspunde, câteodată zice, nu știi ce spui. Și nu îți răspunde Dumnezeu. Și nu îți răspunde Dumnezeu. Asta avem noi de învățat în rugăciunile noastre. Să înțelegem că nu tot ceea ce permite Dumnezeu este plăcut lui Dumnezeu. Nu tot ceea ce permite Dumnezeu este plăcut lui Dumnezeu. Că noi zicem uneori, este o poartă deschisă, pot să iau decizia asta. Asta nu înseamnă că îi place lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că îi place lui Dumnezeu. Faptul că El îți permite să faci un anumit lucru. Apoi ne uităm la al cincilea pas pe care îl observăm în textul ăsta, clarificarea lui Samuel. Samuel le clarifică. Un lucru care se observă obsedant în ceea ce spune Samuel aici în dreptul împăratului este următor. Auziți, versetul 11. El va lua pe fiii voștri, versetul 13, va lua pe fetele voastre, versetul 14, va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, versetul 15, va lua zeciuială, versetul 16, va lua pe robii și pe roabile voastre, versetul 17, va lua zeciuială. Ce face împăratul? Va lua. Ce fac politicienii, cei care ne conduc? Ce fac? Iau. Nu știți ce fac? Știți? Iau. Asta fac. Iau. Iau. Ei spus acolo ca să ne dea, ca să ne ajute, ca să faciliteze dezvoltarea. Ei nu dau. Ei iau. Și Dumnezeu spune, decizia voastră este să vă puneți un monarh. Ca al cananiților. Ca al amoriților. Vreți nu știu ce. Vă dau pe ăsta. Dar uitați care sunt consecințele. Ăsta o să vă ia. El caută orice. Dacă ar putea, eu cred, nu știu, mă gândesc că la un moment dat cineva ar putea să pună în țara asta impozit pe aer. Vezi, aerul din România e curat, domnule, nu? Voi credeți că respirați aer românesc așa, gratis? Bă, tată, plătiți pentru treaba asta. Pământul românesc, e grădina Maicii Domnului. Tu crezi că umbli în grădina Maicii Domnului pe gratis? Pe paș, pune contor la picioare. Nu știu, oamenii pot să le treacă tot felul de nebunii prin cap. Să te contorizeze și te impoziteze pentru orice. Ce fac? Asta face conducerea. Conducerea zice, uite, ai făcut o mișcare cam interesantă, o curs 2 lei după tine. Mișcarea aia trebuie impozitată. Ai profitat cam mult de pe ea, te-o impoziteze două ori. Asta e conducerea, asta face monarhul. Și Dumnezeu zice, vreți pe ăsta? Să nu vă plângeți după aceea. Dumnezeu asta spune, auziți ce spune? Dumnezeu, Samuel le prezintă cerințele împăratului, împăratul ia. Și apoi spune așa, versetul 18, ascultați, și atunci veți striga împotriva împăratului vostru pe care îl veți alege, dar Domnul nu vă va asculta. Vă aduceți aminte când se împarte împărăția lui Israel la un moment crucial? Solomon a fost cel mai strălucit împărat al lui Israel, dar a fost omul care a robit poporul Israel cel mai mult. Când au venit bătrânii lui Israel la Roboam, fiul lui, și au spus, uite, tatăl tău ne-a îngreuiat, ne-a pus zeciuiel, ne-a terminat, Domnul, ne-a făcut sclavii lui. Tu ușurează-ne jugul. Și el se duce și se sfătuiește cu tinerii și cu bătrânii. Și tinerii spun, du-mă, tu ești din asta puternic, du-te și impune-te în fața lor. Și spune, Solomon a fost un părat puternic, eu sunt un mai puternic. El v-a băgat în robie, eu o să vă robesc de două ori. Am gândit, el așa a fost înțelegerea lui și perspectiva lui atunci. Și atunci s-a divizat împărăția. De ce s-a divizat împărăția? Pe această chestiune a monarhiei. Că monarhia a ajuns puternică pe spatele poporului. N-a ajuns monarhia puternică pe spatele ei însăși. Nu, a ajuns puternic pe spatele poporului. Și s-a întâmplat exact ce Dumnezeu a profețit aici. Împărat după împărat, lucrurile au mers mai bine pentru ei. Pentru ei, nu pentru popor. Pentru ei. Dar asta au ales. Asta au ales și asta au primit. Și asta le spune Samuel. Asta spune Samuel. Și auziți ce zice? Zice Dumnezeu așa. Și atunci veți striga împotriva împăratului vostru pe care îl veți alege, dar Domnul nu va asculta. Asta înseamnă că sunt rugăciuni pe care Dumnezeu nu le ascultă. Nu le mai ascultă. Dumnezeu zice, ai făcut fapta asta, eu te iert. Ai greșit, te iert. Dar consecințele nu le schimb. Trage, tată. Asta este. Ți-am spus dinainte, te-am avertizat dinainte, ai mers pe drumul ăsta, acum culegi roadele. Asta este. Este legea asta a seceratului și a semănatului. Care funcționează, cel puțin la Dumnezeu. Dumnezeu are grijă să funcționeze. Ai semănat? Seceră. Și câteodată seceri, ai vrea să te oprești din secerat, dar nu se poate. Tot seceri, tot seceri. Asta este legea. Vedem clarificarea pe care o dă Samuel și acum aș vrea să ne uităm la confesiunea poporului, al șaselea pas, confesiunea poporului. Aici poporul începe să fie sincer.
Începe să fie sincer. Deci, imaginați-vă, mie mi se pare și puțin ironic textul ăsta. Samuel vine cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Eu dacă aș fi spus în seara asta aici, așa vorbește Domnul, și 30 de minute să vorbesc inspirat 100% de la Duhul Sfânt. Toți poate am fi stat cu urechile căscate, Domnule, a vorbit Duhul Sfânt 100%. Nici vorbă. Credeți că așa stau lucrurile? Nici vorbă. Așa stau lucrurile. Oamenilor acestora chiar le vorbea un om inspirat de Dumnezeu 100%. Nu era cu greșeală. Nu puteai să spui, Domnule, jumătate e bun, jumătate nu e bun. Nu! Vorbește 100% bine. Auziți ce spun ei. Foarte interesant. Versetul 19. Deci el vine cu mesajul ăsta din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi stimulează puțin. O să vă meargă greu. Nu faceți prostii. Și zic așa. Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. Nu au zis ei. Acum crezi dumneavoastră că sunt oameni care au tupeu să-i spună nu lui Dumnezeu? Ce ziceți? Chiar crezi că sunt oameni ăștia așa de tupeiști, așa de viguroși ei să stea înaintea lui Dumnezeu și să spune nu voalat așa cumva. Doamne, mă mai gândesc, hai să vedem cum să facem. Nu! Ei spun nu! Nu! Dumnezeu spune nu o să vă fie bine dacă faceți așa. Eu am altă vreme pentru monarhie. O să fie mai târziu și în istoria pe care o scrie Samuel se vede că vine un împărat după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu pe ăla a vrut să-l... Ei nu, i-au vrut puțin mai devreme. Dumnezeu spune nu-i acum. Și ei spun nu, acum. Auzi ce spun? Nu au zis ei, ci să fie un împărat peste noi. Ei își mențin decizia. Și după ce își mențin decizia, ei își mărturisesc și motivele. Auziți motivele lor. Ca să fim și noi ca toate neamurile. Eu vă mărturisesc lucrul acesta. Când nu eram pocăit, mi-era rușine de identitatea mea de pocăit. Eu nu eram pocăit, dar identitatea pe care o purtam din cauza părinților mei. Și eram foarte frustrat din cauza asta. De asta v-am spus, când m-am dus la școală, la liceu, cam una dintre primele discuții pe care le-am avut cu băieții, cu care iasă și copiii dumneavoastră nu știți, cu băieții, când am zis, băieți, uitați, eu nu sunt pocăit. Să da, avem discuții din astea contradictorii inutile, că n-are sens. Deci n-are sens să discutăm despre chestia asta, că nu mă interesează. Deci doar să știți. Și n-am avut probleme. Tot liceu am fost fericit, din punctul meu de vedere. N-am avut treabă. Nu eram pocăit. Le-am spus, ei au înțeles și toate lucrurile au fost ok mai departe. Din punctul lumesc de vedere și chiar drăcesc, aș putea să zic. Dar poporul Israel ajunge la punctul în care se uitau. Bune, amoriții, cananiții, fiecare popor avea împăratul. Când era o scânteie de război, toți drepți, erau încolonați și la armată. Ei nu. Ei trebuiau să ducă, să roage, să nu știu ce, să ridice Dumnezeu, nu știu ce judecător din ăsta obscur care au crescut pe nu știu ce cătun și să-l aștepte, să vină ăla, să-i strângă cumva. Deci ăștia erau rămași în urmă tot și se simțeau puțin inferior. Bă, lumea se poate organiza așa bine și noi nu ne putem organiza? Ăștia au forță militară, noi suntem poporul lui Dumnezeu și nu avem forță militară. Ăștia au arme puse la punct, domnule, pregătite de atâtea generații dezvoltate. Noi încă mergem cu furca la bătaie. Bă, suntem rămași în urmă. Și aia de lemn. Și aia neascuțită, că n-avem cu ce să o ascuțim, că n-avem fier. Noi suntem rămași în urmă. Vrem să fim și noi ca toate neamurile. Vrem să avem și noi cum au neamurile. Și vedeți, ispita asta de a ne asemăna, de a ne conforma cu lumea, este foarte puternică. La un moment dat poate să fie foarte puternică. Pentru că încercăm să ne măsurăm succesul nostru în biserică după succesul pe care o are lumea în afară. De asta oamenii au ajuns în anumite adunări, în anumite confesiuni, să facă lucrurile în adunare cum să fac în firme, cum să fac în corporații, cum să fac în management. Și sunt slujitori care vin și îți predică și spune, uite, cum să faci în management, așa se face bine și în adunare. Și el spune, care e logica? Logica că dacă e succes cu teoria aia și cu structura aia, o să fie succes și în biserică cu structura aia. Nu contează că nu e biblică. Nu contează că nu e biblică. De ce? Să fim și noi, Doamne, să se vadă, suntem puternici. Ispită foarte puternică. Ispită foarte puternică și asta se poate manifesta și la nivel personal. Și în vremea în care noi trăim, toleranța și acceptarea a devenit un idol pentru multe adunări. Toleranța și acceptarea. Să fim acceptați. Și ca să fim acceptați, suntem gata să facem orice. Săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, sau acum două săptămâni, unul dintre marile culte din America, prezbiterienii, sunt două culte prezbiteriene, dar unul dintre cultele prezbiteriene a votat
ca și homosexuale să poată fi ordinați în adunare ca slujitori. De ce? Că așa spune, domnule, așa fac toți. Dacă metodiștii au făcut deja asta, dacă alte culte mari au făcut deja asta, suntem numai înapoiați? Domnule, ne mai ducem noi și mergem după filozofii scrise de acum 2000 de ani de Apostolul Pavel, care au scris într-un context oarecare, cine știe ce s-a gândit el? Nu, domnule, noi progresăm odată cu societatea, noi progresăm odată cu tehnologia, noi progresăm odată cu mentalitatea asta luminată a lumii acesteia. Și atunci, la asta ajungem. Un curs foarte mare în America, care are foarte mulți adepți, foarte mulți adepți. Și deodată s-a niște arăt. De ce? Vrem să fim ca lumea. Noi ne gândim astăzi care suntem în România, dar gândiți-vă, lucrurile astea se întâmplă în 2015. Noi ne gândim poate astăzi care suntem în România, n-ar putea să fie. Oare ar putea, ce crezi? Ar putea să fie în cultele evanghelice să ajungă la așa ceva? Și aia sunt evanghelici în America. Și aia sunt evanghelici. Aia nu sunt ortodoxi, nu sunt catolici, nu sunt nimica. Ba mai degrabă ei au o aversiune față de asta. Și aia sunt evanghelici. Și totuși au acceptat treaba asta. Au acceptat treaba asta. Dacă reformatorii care sunt predecesorii și care au, într-un fel, au fost cei care au dat drumul la denominațiile astea, cred, dacă ar ști ce... Acum ei știu probabil că sunt împărăția lui Dumnezeu, dar dacă ar fi pe pământ să vadă ce se întâmplă în bisericile pe care ei le-au, într-un fel, le-au dădăcit, dacă aș putea să zic așa, Dumnezeu a lucrat prin ei ca să formeze bisericile astea, ar fi dezastru ce ar face. S-ar manifesta probabil ca Domnul Iisus Hristos când a intrat în templu. Să vină și să vadă ce se întâmplă acum în adunările pe care ei cu sudoare, cu rugăciune, cu predicarea, cu credincioșia cuvântului Dumnezeu le-au înființat. La asta se ajunge. De ce? Ispita asta, să știți, ispita asta de a fi ca lumea ne poate face să facem o grămadă de compromisuri. Să începem să cântăm ca lumea, să începem să vorbim ca lumea, să ținem discursuri ca lumea, să facem structura în biserică ca lumea, să avem programe. Nu, noi avem chiar vorba asta care spunem noi. Cum a fost? A fost ca lumea. S-a rugat, bă, s-a rugat ca lumea. Doamne, ferește să fii rugat ca lumea. Să fii cântat ca lumea, să fii predicat ca lumea. Să pot face. Să pot face. Când te uiți la un guru din ăsta că vorbește în fața la 10.000 de oameni și toți îl aplaudă, mi-ar plăcea și mie ca predicator să fiu așa. Și atunci am împrumut de la strategiile lui, vorbele lui, ideile lui. Ce știu eu? Ce? Să fim ca lumea. Asta a fost ispita poporului Israel. Dumnezeu să ne păzească de duhul ăsta. Ideea asta diabolică. Apoi mai există ceva. Certitudinea protecției. Certitudinea protecției. Am accentuat puțin lucrul acesta. Când aveai un împărat acolo, era ceva ce vedeai. Teocrație înseamnă că Dumnezeu conduce, dar nu-l vezi. Vedeți, noi suntem aici, eu nu sunt șeful bisericii, nici fratele Lucian. Șeful acestei adunări este Domnul Iisus Hristos, capul bisericii. Dar nu-l vedem. Dar nu-l vedem, nu-l vedem. Șeful lor, Domnul lor, Dumnezeul lor era Dumnezeu, dar nu-l vedeau. În schimb, toate popoarele celelalte aveau un om reprezentativ. Domnule, un om reprezentativ, când te uitai la el, spuneai, domnule, ăsta este împărat, arăta ca un împărat, Saul arăta ca un împărat, era înalt, era zvelt, era un om frumos, arăta ca un împărat, ăsta e împărat, ăsta e împărat, acum suntem și noi ca neamurile. Îți dădea un fel de siguranță. Domnule, când s-a auzit vestea de război, vom ajunge și acolo, când s-a auzit vestea de război, Saul o tăiat acolo un animal în bucăți, o trimis în toate semințile lui Israel, toți au ieșit la luptă. Le-a plăcut. Ăsta e un om care știe să strângă mulțimea. Asta le-a plăcut lor. Lor nu le-a mai plăcut cu metoda aceea a rugăciunii. Să se roage, să-L caute pe Dumnezeu. Să plângă, Doamne, vin filistenii peste noi. Nu le-a mai plăcut. Nu, să avem ceva tangibil. Noi să-L avem pe unul aici. În ăsta ne-am pus încrederea. Și vedeți, problema nu stă în faptul că au vrut un împărat, repet. Că aveau un judecător. Problema este că și-au pus încrederea în el. Și că asta le dădea puțină siguranță. Asta le dădea puțină siguranță. Și frați și surori, ce bine am face dacă am învățat lucrul acesta. Asta se poate aplica principiul ăsta la orice. Să nu ajungem să credem că dacă cântăm un fel de muzică, dacă cântăm un fel de muzică, o să avem succes mai mult în exterior, o să avem mai mult succes la tineri, o să avem mai mult succes la nu știu ce. Succesul nu stă în asta, în metoda asta. Să nu credem că dacă e un anumit om, dacă vine ăla și dacă o să facă ăla, o să fie un succes fantastic și extraordinar. Nu, succesul nu stă în asta. Într-un om. Omul ăla s-ar putea să fie omul lui Dumnezeu. Omul ăla s-ar putea să facă treaba lui Dumnezeu. Să nu credem că... Ideea asta este să nu ne agățăm de anumite lucruri tangibile, de un om, de un lucru, de o strategie, de o idee. Ele s-ar putea să fie bune, dar încrederea noastră nu trebuie să fie în ele. Încrederea noastră trebuie să fie în Dumnezeu.
că atunci când și-au pus încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat chiar prin David, care a fost un monarh, a fost și el împărat, dar a fost după inima lui Dumnezeu. David a fost un om care a dus inima poporului către Dumnezeu, către Dumnezeu. A fost un om după inima lui Dumnezeu. A vrut să aibă certitudinea aceasta protecției și a mai vrut să aibă ceva. A vrut să aibă concurență, a vrut să aibă concurență militară. Ascultați ce spune Scriptura. Ei zic în felul următor, zice: ca să fim și noi ca toate neamurile, împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră, și auziți, și ne va cărmui în războaiele noastre. Și ce spune Dumnezeu poporului Israel? Dumnezeu poporului Israel spune: te voi face lumina națiunilor. Dumnezeu a ales poporul Israel, că așa a vrut el. Acolo a pus cortul întâlnirii, acolo a pus chivotul, acolo se aduceau jerfe, acolo se tălmăcea legea, acolo preoții se rugau pentru popor. Era un loc în care oamenii puteau să vină și să-L găsească pe Dumnezeu. Poporul Israel era singurul loc în care omul se putea duce și omul își putea mărturisi păcatele și omul se putea întoarce la Dumnezeu și omul putea să-L cunoască pe Dumnezeu. Asta a fost intenția lui Dumnezeu cu poporul Israel, să fie națiunea prin care lumina, revelația, cuvântul lui Dumnezeu să se ducă pe tot pământul. Ei n-au vrut asta. N-au vrut asta. De ce să fim noi cunoscuți ca oameni care duc lumina pe tot pământul? Nu, noi vrem să fim cunoscuți ca o putere militară. Ca asta au vrut ei să fie cunoscuți. Și aș vrea să vă întreb, ca ce ați vrea să fim cunoscuți ca biserică? Că suntem buni la ce? Care ați vrea să fie reputația noastră în lume? Pentru ce să fim cunoscuți? Acum vă destăinui. Așa mă simt eu, duminică seara, mă simt așa mai în familie. Știți ce, când am auzit eu, eu n-am auzit de Sebiș de Arad, știam că Sebeș. Eu și acum când ne scriu, când mai primesc câte o scrisoare, tot scriu Sebeș. Nu scriu Sebiș. Dacă n-am auzit de Sebiș, Sebiș, nu, Sebiș, Sebiș, prin ce zic cunosc cu Sebișul? Ce credeți că îmi spuneau oamenii? Mă, acolo sunt oameni cu putere, acolo sunt oameni cu putere. Deci acolo la Sebișul, pe vremea, cu jocarea, acolo la Sebișul, acolo. Pentru că se erau cunoscuți oameni la Sebișul, acolo e un centru puternic. De acolo s-o dus, s-o făcut, s-o adus, nu știu ce, toată. Asta știu oamenii despre Sebiș. Dar făcând o paralelă cu biserica din Sebiș, cu biserica din Sebiș, când întreb, dar de ce te-ai dus la Sebiș? Să slujești la Sebiș? Ce crezi când se gândesc oamenii? Am zis, o biserică pocăită, de asta m-am dus la Sebiș. Ce crezi când se gândesc oamenii? Oameni pocăiți, mă refer. La prostii se gândesc oamenii. Dar întreb, legat de lucrul ăsta, pentru ce ați vrea să fie cunoscută biserica din Sebiș? Pentru ce? Cu ce? Suntem oameni puternici? În ce sens? Oare n-ar fi normal ca să fim și să dorim și să fim într-adevăr cunoscuți pentru ceea ce Dumnezeu a intenționat să fim cunoscuți? Ca oameni care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, care îl mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos, care sunt o lumină, care sunt o lumină. Asta ne-a făcut Dumnezeu să fim, o lumină. Să fim o cetate așezată pe un munte. O cetate așezată pe un munte. Să fim acea lumină la care poate să fugă oamenii. Să fugă oamenii și să înțeleagă ceva, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L găsească pe Dumnezeu. Pentru asta ar trebui să fim cunoscuți. Dar s-ar putea, ca în timp, să ne plictisim de treaba asta. Și să vrem să fim cunoscuți pentru altceva. Să fim cunoscuți pentru altceva. Ne-ar putea vine o grămadă de idei la fiecare. Să fim cunoscuți pentru altceva. Dar intenția lui Dumnezeu cu biserica asta a fost: veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori până la marginile pământului. Da? Treptat până la marginile pământului. Asta este intenția lui Dumnezeu cu noi. Pentru asta să fim cunoscuți. Doamne ajută-ne la lucrul ăsta. Poporul Israel n-a mai vrut să fie cunoscut pentru asta. Au vrut să fie cunoscuți și ei ca forțoși. Forțoși. Au și ei putere, Domnule. Au și ei putere. Și au ajuns așa, dar cu un preț foarte, foarte, foarte mare. Și închei în seara aceasta cu ultimul pas pe care ne arată Scriptura, sau ultima fază în această lepădare de Dumnezeu. Dumnezeu spune așa: Domnul a zis lui Samuel, versetul 22, și Domnul a zis lui Samuel, important, versetul 21, Samuel, după ce a auzit aceste toate cuvintele acestea poporului, le-a spus în auzul Domnului. Eu vă întreb, Domnul știa ce a spus poporul? Știa Domnul ce a spus poporul? Sigur că știa. Ce a fost nevoie să spună Samuel? Aici este misterul rugăciunii. Ce a fost nevoie să spună Samuel Domnului cuvintele poporului, dacă Domnul le știa deja? Aici este un mister al rugăciunii. Rugăciunea nu înseamnă să-L înștiințezi tu pe Dumnezeu. Că zice Domnul Iisus în Matei 6 că El știe deja, Domnule, El știe. Rugăciunea nu înseamnă să bolborosești multe lucruri, că cumva îl trezești pe Dumnezeu și îl informezi. Rugăciunea nu înseamnă să-L informăm pe Dumnezeu că le știe dinainte să le spunem noi.
Înainte să iasă cuvântul pe limbă, spune psalmistul, tu îl cunoști deja. Dumnezeu știe deja. Rugăciunea nu înseamnă informare. Rugăciunea înseamnă comuniune cu Dumnezeu. Rugăciunea nu înseamnă, ascultați-mă, în esența ei, rugăciunea nu înseamnă că mă duc, dă și mie, Doamne, Doamne, iar am venit să-ți cer, Doamne, iar... Nu, rugăciunea înseamnă și asta. Dar rugăciunea, în primul rând, înseamnă comuniune cu Dumnezeu. Înseamnă că te duci în prezența lui Dumnezeu și Samuel cu asta începe, cu o rugăciune. Rugăciunea lui Ana, care este ascultată și spune, își vărsa inima înaintea Domnului. Domnul știa deja ce e în inima ei. Dar rugăciunea înseamnă comuniunea aceea, după ce ți-ai vărsat inima înaintea Domnului, ți-ai dat îngrijorările Domnului, inima ta e eliberată în prezența lui Dumnezeu. Asta este rugăciunea, comuniunea cu Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu. Asta este rugăciunea. Și asta face Samuel. Samuel se roagă, Samuel se roagă. Și o să vedem mai departe în alte capitole că Samuel este în continuare până la capăt un om al rugăciunii. Ultima fază, versetul 22. Și Domnul a zis lui Samuel, ascultă-le glasul și pune un împărat peste ei. Și Samuel a zis bărbaților lui Israel, duceți-vă fiecare în cetatea lui. Vreau să închei cu aceste gânduri. Uneori Dumnezeu răspunde rebeliunii, răzvrătirii, păcatelor noastre și ne lasă să facem ce vrem noi. Pentru ca, pe termen lung, să producă pocăință în noi. Uneori Dumnezeu poate vă întrebați câteodată, Doamne, dacă Dumnezeu știa că fac prostia asta, de ce nu m-a oprit, Domnule? Adevărul este că dacă ne-ar fi oprit așa, în stilul lui, cum o face el câteodată, nu ne-ar fi plăcut nici dacă ne-ar fi oprit. Dar câteodată poate, eu m-am gândit, să știți, m-am gândit, Doamne, dacă aș fi știut ce o să se întâmple, ce consecințe o să fie, n-aș mai fi făcut asta. Oare de ce Dumnezeu nu m-a oprit? Oare de ce Dumnezeu m-a lăsat să fac păcatul ăla, să iau decizia aia greșită? Ăsta este lucrul fantastic la Dumnezeu, că Dumnezeu poate să schimbe o decizie greșită a ta, un păcat al tău, un lucru greșit pe care îl faci cu consecințe foarte grele, care o să te doară poate mulți ani de zile, o să le suporți, dar Dumnezeu poate să întoarcă lucrul ăla bun spre binele tău. Asta poate să facă Dumnezeu. Dumnezeu poate să te lase și să răspundă rebeliunii tale și să te lase în rebeliunea ta și în răzvrătirea ta pentru ca pe termen lung să producă pocăință în tine autentică, să fii frânt înaintea lui Dumnezeu. Să nu mai fii așa înaintea lui Dumnezeu cu aceeași râvnă pe care a avut-o poporul. Nu! Nu! Nu, când Dumnezeu spune, uite, așa, 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 stai, asculți, nu te mai repezi. Știți, ca și oamenii care îmbătrânesc. Când ești tânăr, prima idee care a auzit-o de a doua, a treia, a patra, a cincea, numai a care ți-o plăcut ție a auzit-o, restul nici nu le-ai mai auzit. Nu le cântărești, nu nimic, avum, te-ai dus glonț și ai făcut. Că ai timp, ai timp, ai energie, te riști, n-ai nicio treabă. Cu cât trece timpul, cântărești lucrurile, așa este în viața de credință. La un moment dat ești puțin cam agresiv așa și Dumnezeu te lasă să faci o prostie, plătești pentru ea, porți consecințele, dar pe termen lung înveți și viața ta de credință arată altfel. Și, în final, observăm că Dumnezeu este gata să-i lasă pe oamenii ăștia să experimenteze ce înseamnă lepădarea de Dumnezeu câțiva zeci de ani de zile. Sub dominația lui Saul n-au dus-o bine, că Saul n-a fost un împărat după voia lui Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu... Aș vrea să vă întreb. Crezi că Dumnezeu e în stare să te lase, de exemplu, 20 de ani să porți consecințele unei decizii de a te lepăda de Dumnezeu sau de a te... Nu mă refer să te lepezi de Dumnezeu definitiv. Dar o decizie în care vrei să lași pe Dumnezeu și vrei să faci cum vrei tu. Crezi că Dumnezeu e în stare să ne lase cam 20 de ani, așa? Ce ziceți? E în stare Dumnezeu să facă treaba asta? Da, 40 de ani. Asta urma să spună, a spus fratele Lucian înainte mea. Da, 40 de ani. Au fost poporul Israel, dacă uitați în Cartea Judecători, câteodată robiți 80 de ani. Aproape două generații. Aproape două generații. Dumnezeu i-a lăsat să simtă și să poarte consecințele fugilor după idolatrie și după păcat. Uite să înțelegeți ca să învățați ce înseamnă să porți asta deasupra ta. Dar ascultați-mă, oricât de grea ar fi povara și oricât de grele ar fi consecințele care vin în urma păcatelor noastre, dacă suntem ai Domnului, Dumnezeu le întoarce în final spre binele nostru, chiar purtând suferința. Chiar purtând suferința. O porți, o simți, ai urmările, ai cicatricele, ai consecințele, ai efectele, dar ești un om cu altă inimă înaintea lui Dumnezeu. Ți este câștigat sufletul. Ți este câștigat sufletul. Ți este câștigat sufletul. Să știți, Dumnezeu sacrifică de foarte multe ori trupurile noastre. Sacrifică de Dumnezeu de foarte multe ori fericirea noastră, confortul nostru, împlinirea noastră și multe, multe, multe alte lucruri. Dar pe termen lung, la final îi dăm dreptate lui Dumnezeu și spunem, Dumnezeu a făcut bine. Anii ăștia nu m-am simțit bine.
Anii ăștia nu mi-au fost bine. Anii ăștia am suferit. Anii ăștia au fost vai și amar de sufletul meu. Dar Dumnezeu a adus lucrurile în privința sufletului meu și a relației mele cu El la un final bun, la o concluzie bună, la o concluzie bună. În comparație cu ceea ce au cerut, în comparație cu ceea ce au cerut poporul Israel. Aș vrea să închei așa cristocentric, în comparație cu ceea ce a cerut poporul Israel. Uitați-vă la regele Domnului Iisus Hristos. Împăratul ăsta de 6 ori spune acolo că va lua, va lua, va lua. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos când a venit pe pământ? Ce a făcut? A dat. A dat. Spune că s-a făcut pe sărac pe sine însuși ca să ne îmbogățească pe noi. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Ce împărat diferit, nu? Ce împărat diferit. Împăratul ăsta a venit să stăpânească. Au cerut un împărat care să-i stăpânească. Domnul Iisus Hristos a venit ca un împărat care a slujit. Care a slujit. Împăratul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, s-a plecat acolo pe genunchi. A luat ștergarul, s-a pus și a șters. Le-a șters picioarele acolo, le-a spălat picioarele. I-a șters picioarele și a spălat picioarele și lui Iuda. Și la Petru care urmea să-l trădeze în câteva ceasuri. Ăsta e regele nostru. Ăsta este regele nostru. Ce diferență mare între regele pe care l-au vrut ei și regele pe care l-avem noi. Frați și surori, Dumnezeu să ne dea putere ca niciodată, niciodată, să nu ajungem la punctul în care să spunem Domnului Iisus Hristos, cum au spus ei lui Dumnezeu, nu mai vrem ca să domnească peste noi. Nu ne mai place cu el. Pentru că Domnul Iisus Hristos este un rege împotriva căruia nu poți aduce niciun motiv rațional care să te facă să dorești să nu mai domnească el asupra ta. Nu ai niciun motiv, pur și simplu nu există niciun motiv pe care poți să-l aduci și să spui nu vreau să mai domnească Hristos peste mine. Este un rege care și-a dat viața pentru noi, este un rege care a dăruit, este un rege care a slujit, este un rege care ne-a mântuit, este un rege care ne-a dat fericirea și împlinirea deplină a sufletelor noastre, adică pe Dumnezeu însuși, pe sine însuși. Slăviți să fie numele Lui în veci. Amin.